Vă salut, sunt Sorin. Am un experiment pe care vreau să-l facem împreună. Am primit de la cei de la Huawei un Band 9 pe care îl voi avea în teste. Așadar, acest clip va fi jurnalul meu de o săptămână în care o să folosesc acest Band 9 pe care l-am primit de la cei de la Huawei și care va fi daily driver-ul meu. Asta e. Îl voi folosi ca și telefon principal și o să vă spun în fiecare zi impresiile mele. Și o să găsim împreună ce e bun, ce nu e bun și dacă merită să vă luați un Huawei P9. Hai să începem cu ziua întâi. Primele impresii sunt că telefonul este premium, la cum îl simt în mână. E foarte plăcut la atingere, materialele din care e folosit, respectiv sticlă și aluminiu, sunt de cea mai bună calitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am deloc plângeri. Până acum, toată lumea care m-a văzut cu acest telefon a întors capul, ca să zic așa. Așa că primele impresii sunt foarte bune. Bateria văd că ține foarte ok. Până acum n-am apucat să fac foarte multe în afară de un pic de browsing pe net și Facebook, YouTube, chestiile uzuale, ca să zic așa. O să vedem și niște prime reacții. O să continui experimentul ăsta cu P9. O să avem niște teste comparative de cameră foto, pentru că unul dintre punctele tari marketate de cei de la Huawei este această cameră cu, de fapt, o cameră dublă, și o să fac niște poze comparative cu alte modele de telefon și apoi o să vreau să surprind reacțiile oamenilor, le arăt produsul, le arăt telefonul, nu le spun despre ce e vorba și o să-i rog să îmi spună ce părere au ei despre Huawei P9, să văd dacă știu despre el ceva, dacă au mai citit pe net, dacă au apucat să pună mâna pe un astfel de telefon și, bineînțeles, să vedem care sunt reacțiile, pozitive, negative. Așadar, prima zi continuă cu testul de Huawei P9. Continuăm experimentul. De data asta l-am lângă mine pe Călin. Salut! 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 O să-ți arăt un produs. Error. Nu știu despre ce e vorba. Îmi spui părerea ta, foarte pe scurt, așa, la o primă impresie. Am înțeles. Uimește-mă. Asta e produsul. Oh, drăguț. iPhone. Ah, nu, Huawei. Bună, Mari. Ciao, bună. O să-ți arăt ceva, un produs, și vreau să-mi spui părerea ta, fără nicio altă chestie. Nu știu despre ce e vorba, da? Habar n-am. Spune-mi părerea ta. Știi despre ce e vorba? Ei, nu știu, n-am. Telefon. Ok. Este ultimul model de la Huawei. Se numește P9. Cum se pare? Ce părere ai? Am avut un Huawei, ceva mai, model mai vechi. Ok. Testi-l. Să ți-l activez. Da, culorile sunt mult mai plăcute aici, să zic. Și ca și materiale, ca și calitate. Pare mult mai finuț așa decât ceea ce am avut eu, să zic. O notă de la 1 la 10? Așa, la o primă impresie? Păi la o primă impresie ce pot să zic? Ama nu-i dau 10 că nu-l cunosc, dar un 9 tot îi dau, că arată bine așa, măcar pentru aspectul fizic, ia nota 9. Ok, mersi frumos. Cu plăcere. Ca și design e ok, materialul mi se par din nou aluminiu. Aluminiu, sticlă pe față, două camere. Notă de la 1 la 10, așa, la o primă impresie? Sincer, la o primă impresie, o 9, chiar 10. Nu pot să-i dau 10, îl compar desigur cu iPhone, cu celelalte, dar ok. Deci un 9, un 9 merită. Din prima dau un 9, ce să zic. Dacă mă dezamăgești, îți dai seama că poți să lași și corijent, nu e o problemă. Dar e drăguț, e chiar drăguț. Ok, mersi frumos. Cu plan.
Dacă tot suntem la capitolul pro și contra pentru Huawei, am văzut o chestie interesantă. Telefonul vine cu un numărător de pași pe ecranul de blocare, ceea ce e drăguț și o să vă măsoare, o să vă numere pașii pe care faceți în fiecare zi. Bine, se poate dezactiva treaba asta, mi s-a părut drăguț, însă, din păcate, numără cam haotic. Uite, să mergem împreună și o să vă arăt. Deci el numără din 2 în 2, din 3 în 3, cum are el chef. Deci asta e chestie care mie mi se pare un minus, ca să zic așa, dar e mai mult un gimmick. Nu știu câți dintre voi o să ia telefonul pentru treaba asta neapărat. O altă chestie care îmi place foarte mult, așa după primele ore de folosire, senzorul de amprentă. Aș îndrăzni să spun că este chiar puțin mai rapid decât pe iPhone 6S și dacă spun chestia asta, e mare lucru, pentru că pe iPhone 6S am fost impresionat din start de cum funcționează senzorul de amprentă și puteam să spun de la început că este cel mai performant de pe piață. Și senzorul de pe Nexus 6P e foarte bun, dar ăsta, this little guy, este senzație. Funcționează instant și e încă o chestie în plus pentru telefonul ăsta. O primă impresie legată de sistemul de operare pe care cei de la Huawei au decis să îl pună pe acest telefon pe 9. Este vorba despre chestia asta, nu știu dacă se vede. Este un fel de temă care se pune peste Androidul cu care vine telefonul instalat. Sincer, am avut o preconcepție legată de chestia asta și eram pregătit să spun că nu-mi place de la început, înainte să folosesc telefonul. Însă după prima zi pot să vă spun că nu mă deranjează, ceea ce mă surprinde chiar și pe, mine. Nu îngreunează folosirea telefonului, ceea ce contează foarte mult. N-am simțit nimic în plus sau în minus față de folosirea unui telefon cu Android normal. Și chestia asta cred că e un mare plus pentru cei de la Huawei, pentru că multă lume până acum îi condamna pentru faptul că pun această temă peste Android și lucrul ăsta nu e foarte ok. Scurtă impresie, ca să nu uit că aveam ceva treabă astăzi despre P9. Este foarte, foarte alunecos. Materialul ăsta de foarte bună calitate, aluminiu din care e făcut, îl face foarte premium la atingere, însă în același timp e destul de alunecos. Am căutat să-i cumpăr o carcasă, am fost la două standuri din astea în mall și din păcate n-am găsit. Mai caut și revin. Mergem mai departe cu impresiile despre Huawei P9. Vreau să spun că m-am luptat să termin bateria și n-am reușit încă să fac chestia asta într-o zi de folosire. Cel mai jos cu nivelul bateriei am ajuns până acum la un 20-23% seara pe la ora 11, asta după o zi întreagă de folosire normală. Normală spre intens, aș putea să zic. Așa că impresiile sunt în continuare bune. Rămân la ideea că este foarte, foarte alunecos telefonul și stă să alunece, să-ți cadă din mână destul de ușor. Dar chestia asta se poate rezolva, după cum spuneam, cu o husă sau cu o folie care se poate aplica pe telefon. Folie în România s-ar putea să fie cam greu să găsiți, husă în schimb am găsit la magazine. Primele căutări a fost mai greu, dar am găsit husă pentru P9. Cu folie în schimb cred că puteți să rezolvați de pe Slick Wraps sau de pe D-Brands și vă vine acasă foarte ușor prin curier în vreo 5 zile lucrătoare, între 5 și 7 zile lucrătoare. Abia după, cred că au trecut 4 zile, da, am reușit să mă obișnuiesc cu telefonul pe deplin și nu simt neapărat nevoia vechiului telefon, vreuna dintre ele, cam două de fapt, și sincer m-am obișnuit cu chestia asta.
Nu îmi lipsește absolut nicio funcție deocamdată de pe iPhone sau de pe alt telefon. A durat ceva perioada de acomodare cu Huawei P9, dar pot să spun că sunt mulțumit pe deplin până acum. Am încercat să fac și câteva poze mai artistice cu telefonul pe care le-am și pus pe rețelele de socializare. Sincer, nu pot să zic că m-a dat pe spate camera, dar este o cameră bună. Aș plasa-o undeva în top 5 în preferințele mele, cu siguranță. Nu văd o diferență foarte, foarte mare între ce are la ora actuală Apple sau Samsung sau HTC-ul, dar HTC 10, dar cu siguranță face față cu brio la orice situație și asta e de fapt important. Asta cred că vrea toată lumea de la un telefon de top cum este pe nou. Și spuneam că au durat 4 zile să mă acomodez pe deplin cu telefonul, pentru că peste Androidul 6.0 cu care vine, Huawei a pus acest skin, această temă pe care o folosește de ceva vreme. Încă nu m-am hotărât dacă lucrul ăsta e bun sau nu. Adică încerc să-mi dau seama dacă micile modificări pe care le-au făcut cei de la Huawei sunt într-adevăr folositoare sau sunt în plus. Dar încă nu m-am hotărât cu chestia asta, așa că o să mai dureze ceva. Mergem mai departe cu experimentul acesta de testare al Huawei pe nouă. E prima oară când fac un astfel de, hai să spunem, review mai special. O să avem și niște date tehnice despre telefon și niște cadre cu telefonul de aproape. Însă am decis că e mai ok așa. Și e mai important pentru voi, dacă vreți să vă cumpărați un astfel de telefon, să vedeți ce înseamnă să trăiești cu el. Tocmai mi-am dat seama că am făcut o mare prostie, și anume am plecat la drum pentru o mică excursie și am uitat să-mi iau cablul de alimentare, pentru că noul Huawei P9 vine cu un cablu USB-C, adică respectă ultimele standarde în tendință de tehnologie și de conectică. Partea bună este că acest cablu este reversibil și nu mai trebuie să vă faceți griji cu acest lucru. Partea proastă este că dacă îl uitați pe undeva, pe acasă, cum am făcut și eu, din păcate nu o să prea aveți de unde să faceți rost de altul deocamdată, dar cred că treaba asta se va schimba în curând. În foarte scurt timp o să găsiți cabluri din astea, cum sunt cele micro USB sau Lightning, pe toate gardurile. Până atunci însă, asta este. Sunt aproape de final cu acest test, cu săptămâna mea de miere, ca să zic așa, cu Huawei P9. Din punctul meu de vedere, este un telefon care impresionează. Are o cameră foto foarte, foarte ok, dacă reușești să te obișnuiești cu ea. Nu este ceva ieșit din comun, ceva ce n-ați mai văzut până acum. Adică se comportă în mod normal. Ce este ok la această cameră foto este faptul că modul Pro e foarte ușor de folosit, foarte la îndemână, prin acele gesturi, stânga, dreapta, ajungi în meniurile camerei foto și poți folosi toate funcțiile sale. Pe lângă chestia asta, telefonul este construit din cele mai bune materiale. Treaba asta se simte din prima când pui mâna pe el. M-am obișnuit, după cum spuneam, după aproximativ 4 zile și n-am mai simțit nevoia să trec înapoi la vechile telefoane. Nu are baterie externă, dar în afară de micul incident când am uitat cablul acasă și am plecat la drum și am reușit să termin bateria,
în afară de acel moment, ajungeam acasă după o zi de folosire normală cu aproximativ 30% de baterie. Deci, în mod normal, pentru nevoile mele, face față cu Prio la toate cerințele. Ca și concluzie și ca să închei acest experiment, dacă sunteți în căutarea unui telefon nou, să luați în calcul și acest P9 de la Huawei. Acum nu știu ce să vă spun cu care dintre telefoanele de top de la concurență se aseamănă cel mai bine. Părerea mea este că ar fi bine să îl clasificați separat și să nu îl puneți neapărat față în față cu ceilalți, pentru că acest P9 este făcut tocmai pentru a se diferenția de celelalte telefoane. Camera duală, aspectul, acel soft pus peste Android, toate îl fac să se diferențieze de concurență. Like, un share și să vă abonați la canal. Salut!